We are determined to do all we can to support. Suntem hotărâți să facem tot ce putem pentru a susține Ucraina. Și suntem mulțumiți să auzim și alte propuneri din partea aliaților noștri. Avem o responsabilitate să avem o responsabilitate de a avea grijă să nu escaladeze acest conflict. Pentru ca efectele sale să nu fie și mai grave. De asemenea, vom avea grijă să-i apărăm pe cei din Bosnia, Herțegovina și Serbia. Suveranitatea și reziliența vor fi puncte cheie. De asemenea, am făcut un apel important către China de a nu mai susține Rusia, nu trebuie să-i ajute militar sau economic. Ar trebui să promoveze pacea, în schimb, China și să facă un apel către Rusia ca acest război să se încheie. La întâlnirea de astăzi, liderii au reafirmat susținerea pentru politicile NATO. NATO enlargement has been an historic success. Spreading democracy, freedom and prosperity across Europe. Întâlnirea noastră a avut rezultate foarte bune. La o lună de când a început războiul, au fost luate decizii importante. But security doesn't come for free. Pacea nu trebuie luată drept garantată și costurile acestui război sunt importante. We made in 2014. Allies will submit additional plans on how to meet the NATO in time for the Madrid summit in June. Trebuie să pregătească noi măsuri pentru summitul din iunie de la Madrid. Plans for significant increases in defense spending. Și până atunci vor fi anunțate deciziile luate la întâlnirea de azi. Are vital. Europe and North America are standing and will continue to stand. Europa și America își vor continua colaborarea foarte bună în NATO. Întrebări din partea presei internaționale. Prima întrebare de la CNN. Thank you. President Zelensky in his address to NATO. Președintele Zelensky a acuzat Rusia. NATO has seen evidence of that and what your response is or would be. And then I'm wondering, did you discuss during this meeting a permanent basing of forces in any of these countries, such as the Baltics, and abandoning the NATO-Russia Founding Act? Dacă ați discutat despre prezența în țările baltice și despre cerințele noi ale lui Zelensky. With more troops, with more air assets and more maritime capabilities. Vom trimite militari în plus, am anunțat deja acest lucru. And today we decided on four new battle groups. Avem de gând să trimitem acele grupuri de lucru, acele grupuri de luptă pe flancul estic, așa cum am anunțat ceva mai devreme. Dar detaliile vor fi anunțate la summitul din iunie de la Madrid. Sunt măsuri luate deja pe termen lung. That the Russian invasion, President Putin's invasion of Ukraine has changed our security. Și asta pentru că războiul din Ucraina a schimbat realitatea din Europa, a schimbat tot ceea ce știam noi. We have seen very credible reports about the use of military force against civilians.
De asemenea, grijile noastre sunt legate și de situația și de criza civililor din Ucraina. Cum credeți că va răspunde NATO dacă va începe China să susțină economic și militar Rusia? For NATO when it comes to alleviating energy costs, and I'm talking about speaking directly to Saudi Arabia and other OPEC producers. Thank you. NATO allies are coordinating their efforts. Aliații NATO își coordonează eforturile și planurile în ceea ce privește chestiunea gazului rusesc. Se caută surse alternative. De asemenea, voi participa și la reuniunea G7 și se va discuta pe această temă. Reducerea dependenței de gazul rusesc e un subiect important și se va discuta asta. Pentru China, pentru cei din China, aș transmite că trebuie să fie alături de noi, să nu susțină Rusia, nici militar și nici economic. General News Agency Interfax Ukraine. I would like întrebare to din Ucraina. If Polish leadership put at the table today for discussion the proposal to send peacekeeping mission to Ukraine, and if yes, what kind of discussion it was, and is there some conclusion? S-a discutat astăzi despre intenția Poloniei de a ajuta în mod direct Ucraina. Mesajul nostru este unul comun, trebuie să fim, să-i ajutăm pe toți, să ajutăm cu toții pe cei din Ucraina și să facem tot ce putem ca acest conflict să nu escaladeze. Nu vom trimite trupe pe teren în Ucraina. Dacă am face asta, ar însemna că ar începe un conflict direct între NATO și Ucraina, între NATO și Rusia. Congratulations on your annual extension. You said in the statement that allies agreed to enhance preparedness and readiness for chemical, biological, radiological and nuclear threats. Is that based on credible intelligence that those threats could be imminent? Credeți că există o amenințare reală în ceea ce privește un atac nuclear? We see the rhetoric and we see that Russia is trying to create some kind of pretext accusing Ukraine. Vedem că deja Rusia folosește o propagandă elaborată și sunt acuzații din partea Rusiei către Ucraina acum că ar pregăti atacuri chimice. Evident că toate aceste acuzații la adresa Ucrainei și a aliaților NATO sunt false. Orice folosire a unor arme chimice ar schimba cu totul natura conflictului. Asta ar însemna o escaladare a conflictului din Ucraina și ar avea niște consecințe foarte grave pentru Rusia dacă s-ar întâmpla asta. Ar fi un pericol imens. I-ar afecta pe oamenii din Ucraina, dar și asupra țărilor NATO, membre NATO. Ar fi vorba de un pericol foarte mare și pentru celelalte țări. Știm că Rusia a folosit arme chimice anterior și de aceea trebuie să fim foarte atenți.
The Assad regime in Syria, o parte din declarațiile făcute de Jens Stoltenberg continuă conferința de presă cu întrebări din partea presei internaționale pentru secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe, pentru că vor continua discuțiile pe parcursul zilei și cu siguranță vor fi făcute precizări în plus.